HIMARS este acronimul în engleză pentru Sistem Mobil de Rachete de Artilerie. Un singur lansator costă peste 5 milioane de dolari și trage mai multe tipuri de rachete ghidate care pot lovi de la 30 la 300 de kilometri. Pentru a evita o escaladare a conflictului, SUA nu vor da însă Kievului rachetele cu bătaia cea mai mare. Livrarea unui asemenea tip de armament aduce elemente care consolidează apărarea, creează posibilitatea, cel puțin pe direcțiile amenințate, a unei cantități mai mari de foc, astfel încât ofensiva să fie oprită. SUA au dat Ucrainei 4 sisteme HIMARS, ceea ce înseamnă peste 70 de lansatoare. Acestea vor fi folosite împreună cu cele care lansează proiectile reactive de proveniență sovietică, în încercarea de a împiedica ofensiva rusească. Cel mai important este că armata ucraineană să reziste pe Sloviansk, deci următorul, între ghilimele, Severodonetsk, care este următorul după Mariupol, ca oraș asediat, în mod sigur va fi Sloviansk-ul. Ori în zona respectivă, forțele armate ucrainiene au nevoie de întărire. În afară de SUA, sistemele HIMARS sunt folosite în alte 4 țări, inclusiv România. Polonia și Australia au semnat și ele contracte pentru astfel de lansatoare. Și România a cumpărat 3 sisteme HIMARS pentru care va plăti 1,5 miliarde de dolari. Primul sistem a venit în România încă din februarie anul trecut. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor.